Așa, după cum bine știți, în perioada 8 august 14 septembrie, Primăria Sinaia Dumărmații a demarat un concurs arhitectonic prin care se dorea marcarea celor trei intrări în municipiul Sighetu Dumărmației. Din juriul care stabilește cine este câștigătorul și dacă există un câștigător, face parte președintele Ordinului Arhitecților din România, filiala Nord-Vest, domnul Ștefan Proșcuț. Mulțumim pentru prezență. Domnul etnolog Mihai Dăncuș, bine cunoscut în rândul sighetenilor și al mărturășenilor și nu numai. Și domnul arhitect și consilier de specialitate Vasile Mândruț. Ei vor fi cei care vă vor comunica rezultatele acestui concurs. Pentru început, domnule Proșcuț, v-aș ruga să luați cuvântul și să ne spuneți părerea dumneavoastră despre acest concurs și despre proiectele care au fost prezentate. Mulțumesc frumos! În primul rând, vreau să felicit primăria municipiului Sighetu Dumărmației pentru că a avut această abordare. Noi, de mult vreme, Ordinea Arhitecților din România se luptă cu această schimbare a poziției de licitație în concurs. Arhitectura nu se poate licita, doar concura. Și în toată lumea, concursurile stau la baza lucrărilor cele mai serioase pe care dumneavoastră le cunoașteți din lume. Deci concursul de arhitectură stă la baza nu licitației și nu prețul cel mai mic și lucrul ăsta îl face Ordinul Arhitecților, că unde vreo 4 ani e începută lupta asta și din ce în ce mai multe orașe le avem ca aliați. Și ne bucurăm că și Sighetul de data asta a făcut un concurs de arhitectură pentru a semnaliza, deci să folosească o semnalistică de intrare în orașul Sighet. Concursul a fost, din punctul meu de vedere, foarte bine organizat. Bănuiesc că aici ați avut consilieri arhitecți care au putut să vă faciliteze acest lucru. Din păcate, noi am luat o decizie comună ca juriu, ca să nu premiem nicio lucrare din acest concurs. Deci, eu spun că Sighetul ar merita o lucrare mult mai bună. Concurenții viitori ar trebui să se bazeze pe valențe estetice, și și prin studierea semioticii și simbolisticii mai aprofundate a orașului, nu doar pe o perioadă scurtă a istoriei orașului, deci eu zic că acea lucrare ar trebui să semnifice sau să prindă puțin din izul acestui oraș minunat. Deci nu ne putem rezuma la istoria scurtă de 50 de ani în orașului. Asta ar fi una din păreri. Bineînțeles, poate să fie subiectivă. O avem în comun. Am comunicat acest lucru domnului primar. A primit vestea, să spun așa, într-un fel trist și într-un fel fericit, pentru că aceste lucruri nu se iau, aceste decizii nu se iau peste noapte și este un lucru bun. A dat un termen foarte generos pentru viitoarea etapă, deci viitorul concurs, 1 februarie. Lucru care ne bucură și să sperăm că vom ajuta și noi mai mult la promovarea acestui proiect, chiar în universitățile de arhitectură. S-ar putea promova, ca și studenții au o vacanță de iarnă între această etapă până pe 1 februarie și s-ar putea să avem niște lucrări cu un standard mult mai ridicat. Domnul Mihai Dăncuș? Acum eu am o poziție oarecum specială, pentru că eu sunt etnograf, etnolog, și mă rog, sunt aici alături de doi arhitecți care au un alt limbaj în exprimare și sigur și o altă gândire. Dar atunci când am judecat lucrările, am avut în vedere, așa cum spunea și domnul arhitect, ce este Sighetul, în fond. Mulți dintre concurenți s-au gândit, probabil, să
însereze în proiectele lor elemente etnografice, elemente specifice zonei Maramureșului și ele nu întotdeauna și-au găsit locul cuvenit sau să reprezinte simbolistic ceea ce înseamnă orașul. Noi știm că orașul Sighet e unul din cele 5 orașe regale. Este un oraș cu un specific aparte, se înscrie în specificul burgurilor transilvane și central-europene, cu arhitectură caracteristică, dar în evoluția lui, sigur că acei 50 de ani au contat foarte mult pentru că s-a schimbat și structura populației pe profesii, pe naționalități, pe, mă rog, dar s-a schimbat și ambianța orașului, s-a schimbat și arhitectura, dacă vreți, în sensul că la centrul civic medieval s-au adosat zone de arhitectură modernă, cât de modernă se poate discuta, dar ea există și este un fapt concret. În mod normal, ca etnograf, trebuia să optez pentru proiecte care puneau în evidență, și au fost destul de multe, simboluri ale tradițiilor maramureșene, ale tradițiilor populare, și dominant era fusul. El are o simbolistică foarte interesantă, pe lângă funcția lui utilitară, are și alte valențe și pe care nu le iau în discuție acum. Cred că proiectul care ar trebui să prevaleze și care sunt sigur că se va realiza, ar trebui să pună în evidență exact cele două componente. Nu orașul vechi și orașul nou, ci Sighetul ca oraș, ca centru urban, dar și ca centru administrativ a zonei de aproape 700 de ani. Și atunci este necesar să apară și acel cei care să sugereze zona, în fond. Pot să mă refer la câteva din proiecte? Da, vă rog. Unul din ele propunea două turile de biserici, proiectul numărul 6, adică o biserică medievală urbană și o biserică medievală rurală. Deci, biserica de zid și biserica de lemn. Mi s-a părut că prin simplitatea proiectului, prin linie, prin acel ce care întotdeauna te izbește când intri în contact cu privirea, ar fi una din variantele, una, nu mă așez numai pe aceasta, dar una din variantele care ar trebui luate în discuție, sigur, după dacă concurenții sau dacă autorii vor relua în tratare, în continuare, subiectul respectiv. Mai sunt acolo și altele foarte interesante. Cred că ideea comună la care am ajuns de a prelungi termenul, și am înțeles că se va prelungi până în 1 februarie, nu? Da. Da? Va da posibilitatea și celor care au participat să revină asupra lucrărilor lor, dar și altor concurenți să aducă eventual lucrări care să intre în discuție pentru a valida aceste semne care marchează orașul nostru. Domnul Mândruț. Membrii juriului au ajuns de comun acord asupra unor nominalizări pe care le facem public și pe care le dorim în următoarea etapă a acestui concurs. Cele trei nominalizări vor fi într-o ordine aleatorie. Proiectul numărul 1, Țirțeluana. Proiectul numărul 6, Comaroni Gheorghe și Fozocoș George. Și proiectul numărul 10, Edilis Urban Proiect. De asemenea,
în calitate de consultant al primăriei, o să mă implic în redactarea cu ajutorul colegilor aici, a domnului Pășpuț, a unei teme de concurs mai bine definită, pentru a putea avea parte de un concurs de o calitate mult mai bună decât începutul de la această dată. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat. Dacă aveți întrebări.